Marian. Da. Fosta dumneavoastră iubită, cea cu care ați trăit 12 ani și cu care aveți 3 copii. Nu 12, doamne. Da, 11 ani în primul. Mă rog. Ce-mi dă 11, ce-mi dă 12, ne rog de la un an. 11 ani jumate, ce... 11 ani, că a lăsat cu copiii în casă și a plecat, a fugit cu acest om. Și treaba e, dacă nu te-a mai iubit, ce, poți să forțezi o femeie să stea cu dumneata? Dar de ce ai bătut-o? De ce am bătut-o? Păi nu mai făcea nimic în curte. A, și trebuia bătută, nu? Auzi, hai să spun o chestie. A spus că a bătut-o cu furtunul de la butelie, dar el n-are butelie. Furtunul de la butelie. Te-am bătut. Băi, fost al fost. Știi ce s-a rădă ele? Nici măcar, adică, da, e amuzant, dar nu pot. Deci ceva mă oprește din stat. Te-am bătut cu furtunul eu? Ce? Te-am bătut cu furtunul? Dar cu ce ai bătut-o, ia spune. Hai să fim oameni și să există Dumnezeu sus. Cu biciu. Dar de ce mi-ai mințit că mă dătuie deci la muncă și mai ales cu copiii tăi în casă? Nu am și ceva de zi. Dar nu contează. Dar nu contează pentru bătaie? Acum dacă se umple un pahar, unde mai pui? Așa și la mine s-a umplut. Și pe Lucica, ani de zile am pe fata care ți-a pus ca să te convinc, să lepă acest băiat. Lasă, nu băga tu fata aia care m-a... Eu am vrut să aleg drumul ăsta, că l-am văzut. Auziți, domnul Mangalete, poți vă zic așa pe poreclă, că vă pănesc că... Dar dacă știți câte femei sunt divorțate în țara asta? Păi dacă toți bărbații divorțați și ar bate nevestele cu furtunele, am umblat toate vinete pe drum. N-auzi, eu nu cred că am bătut-o. Eu mi-aș deschide un magazin de furtune. N-auzi că n-are furtuni? Nu, n-am bătut-o. Bine, domnule, cu ce ai bătut-o? Cu biciu? Cu... Ai recunoscut că ai bătut-o? Că am bătut-o, de ce? Am bătut-o, cu biciu am bătut-o. Da, e adevărat că l-ați înjunghiat pe fostul, pe actualul iubit? Nu, mi-a dat cu spray, 3 jeturi de spray în poartă la vila, acolo, la servici. Pentru că lucrăm... El mi-a sărit pe mine. Auzi, ascultăm, lucrăm într-o fabrică de, cum se zice, de gunoaie. Așa. Și acolo nu se umblă cu spray, că nu-i de unde nu, pentru că nu mai e buzerii. Deci, un milion a avut, de 3 jeturi. Și el a vrut să iasă pe poartă și a văzut când a scos bricea cu dânsul. Eu? Tu. Și ai vrut să mă împămin. Măi, Tatiana, a venit prima zi. Ai vrut să mă tai pe mine, m-a trase și ai pe el. De ce te-ai dus, Mariană, peste ea? De ce te-ai dus? Să vie la copii. Păi și așa o aduci cu briceagul? Nu am avut nimic, nu aici minte. Minte, e întregată. Domnule, scupă, doamne, e întregată de acest bărbat care ține ea. Stai liniștit că nu mă... E întregată familia lor. Cum e? E întregată de bărbat, de soțul ei acum. Dar la poliție când te-a luat, când au chemat poliția la spital, că s-a dus omul să trateze de tăieturile astea. L-a luat salvare, ai fugit. Ce? Te-a chemat la poliție și ce ai zis? Păi am fost la poliție, nu declarație. N-ai dat nici declarație? Păi am dat. Poliția de unde? De la Ilfov, de aici. Din ce sat? Din Chitila. Chitila, păi, Ilfov. Da, poate domnii de la poliția din Chitila se gândesc că aveți aici o tentativă de omor, de ce-o fi, când dai cu cuțitul într-un om în spate unde-i plămânul, cauzează, poate cauza și moartea. La... Păi nu, acolo e, hai să nu mă învățați și anatomie. Da. Poate vă gândiți, domnilor polițiști din Chitila, până nu vine vacanța la toți așa, să-l chemați pe domnul Mangalete, că e un pericol public. Trebuie să te duci la pușcărie. Odată că bați femei și odată că dai cu cuțit. Dacă ăsta e pericol public... Da, de ce spui asta, Sorin? Că pare că pentru tu știi că eu am stat de vorbă cu 3 sferturi din sat. Tot satul mă știe. Aseară m-am pregătit că mi s-a spus că vom merge într-un loc unde să dă cuțite, cu topoare. Cu săbi. Așa, am ascuțit și eu bazuca, am luat-o în spate. De-aia întrebați-l când a venit cu copiii. Așa, și mine când la l-am servici. Văzut pe Mangalete în capul străzii, stătea din profil, nici nu mi-am dat seama că... Da, Sorin, da, lăsând gluma la o parte, nu hai să nu vorbim deci toată lumea glumă despre violența asta. Doamna Tatiana, când ai plecat de acasă, aveai relație cu un alt dar bărbat? Dar ce contează, mă, pe bune? Măi, Sorin, poate să aibă relații cu tot statul, cu toată lumea. Poate fie prostituată, e problema ei. Nu trebuie să o bată, nu trebuie să lovească. Eu n-am nicio ce faceți să provocați violența în familie sau în cuplu. A venit aici cu cele mai frumoase gânduri. Ar trebui luat de poliție, domnul Mangalete, m-a rugat să-l învăț și o poezie în mașină de dragoste. Hai mă, n-am găsit florărie. Vrea să o ia acasă cu copiii cu tot. Dar eu nu pot trata. Nu voi n-ați înțeles. Omul vrea să o ia acasă. Dar poate nu vrea să meargă acasă. Mai știu eu pe unul care tot vrea să ia pe cineva acasă cu forța. Am avut cazuri de femei ucise din bătăi de-astea. Eu nu pot trata sub formă de glumă treaba asta. Dar nu mai râde, te rog frumos. Deci chiar nu mai râde. Fata asta pe care a intrat domnul Mangalete sau cum îi cheamă, tremura. Și uite-te în ce hal arată. Ia când l-a văzut, a început să tremure. Mi se pare ridicol. Bine, mă rog, nu vreau să vă spun. Atunci facem subiecte la mișto, subiecte de viață la mișto. Nu facem subiecte de viață la mișto. Ce facem? Promovăm violența în această emisiune. V-ați așezat și sunteți de partea ei. Păi e normal. Fără să mergeți să vorbiți. Păi ce să vă... Eu am vorbit nu cu rudele lui. Că trăiește cu bărbați și trebuie bătută, că trăiește cu bărbați, e problema ei. Stai un pic, lasă bărbatul. Pe centură ai fost vreodată? Și ce dacă?
Bravo. Și ce dac trebuie bătută? A vrut să mă ducă fratele lui. Ia întrebați-l. Hai, stai cu minte, păi, că ai fost acolo la ăla. Da, da. Păi cum adică? Ai fost, cum adică fratele tău a vrut, deci, să o ducă pe ea pe centură? Doamne, are la activ niște tentative de omor. Cine, cine frate? E proxenet. Da. E o familie. Ai venit cu copiii după mine și Briceagu era la băiat în, în mână? Eu? Da. Uite, da, băiatul, băiatul e aici, e aici. Băiatul e aici. Măi, Tatiana. Tatiana, vezi că copilul băiatul meu e aici. Nu, nu putem să-l dăm, dar e, e băiatul meu aici. Păi ce să mai spui copilul dacă i-a băgat? Ce se bă la copilul? Băiatul ăsta nu e al tău, că nu l-ai făcut. Ia s-a chinuit să-l nasc. Eu m-am căsnit cu acest copil un an și ceva de zi, cu trei copii pe cap. Aveți cuvântul meu, domnul Mare. Dar nu ai nicio scuză să dai într-o femeie. Orice-a spune domnul Sorin. De ce n-a mers băiatul la tine? Te întreb acum. Puteți să o întrebați și pe domnișoara care a fost cu mine. De ce n-am mers? Mine nu mă am zis unde sunt de câteva copii. Ori. Hai, mamă, cu mine, hai, băiatul meu. Nu, m-am jurat. Doamna, da, te cheamă că n-am reținut. Ai fost mamă pentru ei. Nu contează. Dacă ai fost mamă? Eu consider că nimic pe pământul ăsta nu ne permite nouă să lovim un alt om. E simplu. Dar mi te-ți dăm cu cuțitul. Problema mea asta e, nu că să ceia cu 150 de bărbați, treaba ei, viața ei, o judecă lumea. Statul viața e tânără. Aia, păi e tânără, dar n-o bate. Dacă tu crești copiii și crești bine, crește bine. Dar ce exemple sunt astea când, ce să facă fitul, o să-și bată și el nevasta? Nu e adevărat. E, nu. Ei, nu. Păi dacă asta a văzut la tine. Asta vede. N-a fost, trebuie să înțelegem. Femeia asta, gândiți-vă. N-a fost mamă de copii această femeie. Fii atent, știi de ce? Această femeie n-a fost mamă de copii. De ce reacționează Alina așa? Nu spun de fostul soț. O femeie vânzătoare la ea în magazin cu un iubit apoi nervos. Doamne, a fost înjudiată cu 45 stare de cuții și găsită moarte. Și rușine să vă... Femeie la femeie se... De un fost... Femeie la femeie să trag. Numai puțin, Sorin, domnul Marian, haideți să nu luăm la mișto ceea ce... Asta la noi credința este următoarea. Dacă o femeie nu mai trăiește cu mine, că n-are viață bună, că o bat, și pleacă la altul, păi înseamnă că eu am drept de viață și de moarte asupra ei. Nu mai vreau să vină de loc. Scupă, doamnă, nu, deci, numai un pic. Nu, această femeie are ipatita C. Cum? Boală, ne. Ipatita C. De unde știi tu că am ipatita C? Mi se îmbolnăvește fetele la ea. Vai de mine, dar n-am ipatita, am ipatită cronică și nu se m-am stai interesat. Stai liniștit că m-am interesat, că nu sunt chiar așa. Așa, am... și dacă un om are, da, o vrei acasă, cu hepatită sau fără hepatită. Păi dar dacă se îmbolnăvea de... Da, auzi, fii atent, da, Mangalete, da, ce spun. Subiectul de dinainte a fost cu o fată de 19 ani care îngrijea și îi făcea morfină unui bolnav de cancer, în ultimă fază. Da. Înțelegi? Tu ce îmi spui acum? Că dacă o nevastă ta are vreo boală, gata, nu mai e bună să îmbolnăvesc copiii, să îmbolnăvesc oștile, să trebuie aruncată la gunoi, nu și bătută. Tu nu vezi că n-ai argumente? Da, scupă, doamnă, dar de când a plecat de aproape 200 de nu m-a sunat să vorbesc cu fetele. De ce nu mi-a dat fetele? Păi tu de ce n-ai sunat? Păi nu mai am numărul. De ce nu te-ai dus? De ce nu-i dai actele, certificatele? Nu-i dau niciun acte. De acte ce? Nu le dau. Copiii trebuie înscriși la școală. Nu le dau. Copiii o să facă că tu declar că le-ai pierdut și scoți altele. Nu poți să le scoți. Dar tu nu realizezi, copiii trebuie să meargă la școală, altfel ajung să scornească în gunoaie ca voi. Băi, fetițo, fete... Cer scuze, ce să învețe la tine? Băi, unde era fetele când am ajuns în ziua? Era la ce privire de sora lui cu nata ta, în curte, murdare. Dacă le vedeați, le plângeți de milă. Ce educație să înveți la tine? Ai fost mamă și tu de copii, că ai lăsat pe drumul copiii. Am lăsat pentru că eram bătută, eram înjurată. Pentru un bagabond de om. La tine, băiatul la fetele vrea la mine. Băi, fetițu, câți ani a făcut o pușcăre bărbatul ăsta? Dar ce te interesează? Ia spune cât, ia spune aici în fața la televizor. Asta care ține acum, are 7 ani de pușcărie. Nu, are 6 luni. 7 ani, bat 6 luni. Păi așa a fost cu mine, a fost singur băiatul. Cum n-ai făcut pușcărie? A avut nevasta, a bătut pe nevasta, a plecat afară de prostoată nevasta lui. Stai liniștit. Alo, ăsta lui Ionuț. Stai liniștit că tot satul vorbește cu tine. Mai Mangalete, ești gelos, observ eu. Păi normal că am fost gelos. Da, mă, o iubești. Normal că mi-e să iau femeia la cuțit. Am copii. Asta înseamnă să bați? Nu e adevărat, că nu e cu bătutul, doamnă. Scupă, doamnă, nu e cu bătutul. Dar cum e că eu văd că ai bătut-o și ai recunoscut? Și ți se pare și normal, am și domnul Sorin... Se ducea la această femeie și vorbea și cu... Domniță, scuzați-mă. Entertainment aici pe... Ea se ducea la această femeie eu vă care... Eu spun din perspectiva unui om care a trecut printr-o situație similară. Și eu spun că nu e ok deloc ceea ce faci. Deci, eu îți doresc, dacă ești un tată bun... Vede, o țară întreagă mă vede acum și foarte râde de bine, mine. Foarte bine. Și toți în sală la mine râde de mine. Păi dacă tu afirmi că ești ok să-ți bați asta să nu e o mamă de copii.
Dacă nu sunt o mamă de copii, de ce nu mă lași în pace? Dar de ce mi-a lăsat copiii mei acolo, la cașul care am crescut, că aveam muncă, mi-am dat demisia la muncă din cauza copiii mei. Alina, dragă Sorin, dragă Mirela, această, domnișoa, doamnă, această mentalitate, oricât ne-am uscat noi gura aici cu apă sau fără apă, nu vom putea schimba. Singurul lucru care schimbă mentalitățile astea animalice, ca să trăi ca niște animale. Și așa trăiești și în continuare. Copiii dumneavoastră ar putea să aibă șansă să nu trăiască ca animalele dacă îi lăsați la școală. Mai scumpă, dar mai bine cum să spun. Dar au mers la școală. Unde? Păi nu mai dă acte. O lună de zile. O lună de zile. Măi, eu îți spun școală, măi, Sorin. Școală.